Uite, în țara asta ne plângem că nu se colectează suficient. Și este o realitate. La ora asta, ANAF-ul, care ar trebui să-i stea de-a dreapta tatălui Boloș, n-are președinte. Are președinte, doamna Are un președinte interimar, da? Am avut discuții azi dimineață. Are un șef la colectare numit după vremea lui Orban, dacă nu mă înșel. Am înțeles ce vreți să mai lipse, băi, ocupăm... Numiți și dumneavoastră astea? Vreau să vă spun... Nu, la antifraude, după urmea lui Orban, la colectare n-aveți deloc, șef. Am avut o discuție cu domnul Boloș, împreună cu domnul președinte Nicolae Ciucă. Nu trebuie să facă niște nume de zări? Acest lucru este o prioritate pentru, nu pentru mine sau pentru domnul Ciucă. Este o prioritate, în primul rând, pentru ministrul de finanțe, de a-și face echipa. Păi și? V-a propus? Eu mă uit în ochii lui Ciucă. Eu mă uit în ochii lui Ciutacu în seara. Uitați-vă. Și vă vorbesc și numele meu și al lui Nicolae Ciucă. Da. Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal nu o să facă nici un fel de presiune de a numi în aceste funcții vreo persoană de partid. Vă promit, deci, acest... I-ați dat mână liberă domnului Cioloș să, domnului Boloș să numească profesioniști? Să vină oameni performanți? Oameni din sistem, să stea de vorbă cu sistem. Aici e problema, repet, nu poți să le faci din birou pe toate tu singur. Sunt de acord. Trebuie să le faci cu echipa de la Ministerul de Finanțe. Poate este bine ce s-a întâmplat în seara asta la mine. Are și domnul ministru ceva de învățat. Au și cei care lucrează. Poți să vă dau o burtieră galbenă frumoasă? Mi-aș fi dorit. De dumneavoastră. Cei mai mult, în schimb, mi-aș fi dorit. Ce? Un meeting la Ministerul de Finanțe și la ANA. Pentru că nu reușim să facem digitalizarea de 32 de ani. Păi de ce nu reușim? Păi nu știu acum, vă spun eu. Nu e de mâncat o pâine de acolo? Nu, nu, o să fac. Domnule, de 32 de ani mai, și nu o fac. Dumneavoastră ați mai fost... O să o facem. Domnul Ciolacu, ați mai fost în ultima vreme într-un sediu ANAF? Într-un sediu am fost la ministerul... Nu, dacă nu, într-un sediu ANAF de ăla, de unde se duce lumea cu declarațiile. Nu, nu ne vă spunem că am fost eu. Vă apucă groază. E din 1900-800 ce e acolo. Nu mai pot să... Nu pot să... Nu stau stimele de dosare, bugetar, pe, stau stimele de dosare așa pe sistemul holuri. Sistemul bugetar nu poate să mai rămână ca pe vremea sistemului comunist. Suntem în 2023. Da. Lucrurile trebuie să... 1984. Asta nu înseamnă că cineva taie din salarii, că vine austeritate. Care austeritate? Vine belșugul, că... ce vine? Nu, dar care austeritate? Care? Că am cerut la Ministerul Dezvoltării, domnule, vedeți, ce priorități avem în investiții? Ce se multiplică? Pentru că România are nevoie de multiplicare. E pentru prima oară când bugetul României a prins 7% pe investiții. Eu vreau să se facă aceste investiții. Dar trebuie dincolo să, de podul trebuie de la Brăila, să ne organizăm. Dincolo de strâng, ce investiții se multiplică cel mai repede? Vine statul și pune banul, fiindcă îi se întorc banii foarte repede. Da. Vă dau un exemplu, autostrăge. Domnule, sunt investiții pe care nu multiplici așa de repede. Sunt necesare în societate. Domnule, le direcționez către fonduri europene pe acele Hai investiții. Să vedem. Nu, ce, okay. Care e austeritatea? Că încercăm pe alte principii să ne organizăm. Da, în primul rând, ați intrat în cuibul interior, de viesp și ați deranjat acolo, cuibul de viesp. Să fie sănătoși, domnul Ciutacu, să fie sănătoși. Am să o duc până la capăt.